Lucrările de modernizare a zonei din jurul Palatului Administrativ din Suceava au fost inaugurate vineri de primarul municipiului reședință de județ Ion Lungu. Zona a fost placată cu granit gros de 8 cm importat din China. Evenimentul a fost marcat de prezența primarului Ion Lungu, alături de prefectul Constantin Harasim și de administratorul public al județului Suceava, Ionuța Domniței. Edilul șef al Sucevei a anunțat că modernizarea va continua anul viitor, de la Palatul Administrativ până la magazinul Bucovina. Vrem să marcăm așa simbolic azi finalizarea lucrărilor de modernizare sau cele trei etape de modernizare a zonei centrale. Așa cum se știe, primăria municipiului Suceava a început încă din anul 2011 să modernizeze această zonă centrală. Am făcut-o în primă fază pe fonduri europene, de la Biserica Sfântul Dumitru până la clădirea Eonului. Acum, în a doua etapă, pe fondurile primăriei municipiului Suceava, de la clădirea Eonului până la intersecția cu Alea Nucului și de această dată pe fondurile de la Guvern, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, la Ministerul Dezvoltării Regionale, de la Alea Nucului până la strada Mitropoliei. Vom continua această etapă de modernizare a zonei centrale anul viitor. Vom prinde pe fondurile proprii ale primăriei într-o primă fază și noi sperăm să ne ajute și Guvernul. Modernizarea ultimei etape a zonei centrale, așa cum este denumită ea în planurile noastre de urbanism, începând de la strada Metropoliei până la magazinul Bucovina. Deci acest lucru se va întâmpla anul viitor, pe banii primăriei municipiului Suceava. Vreau să mulțumesc Guvernul României, reprezentat aici domnul prefect Harasim, pentru sprijinul acordat, Consiliul Județean, care ne-a ajutat să promovăm acest proiect și vreau să mulțumesc domnului administrator. Vreau să ne cerem scuze pentru deranjul pe care l-am creat aici în zonă, deși contractul era mult mai larg, avea termen de executare până la sfârșitul anului. Iată că constructorul a terminat lucrările mai repede, ne-am ținut și noi de capul lui. Termenul inițial promis era de 30 septembrie, dar e bine și astăzi, la jumătatea lunii octombrie, să inaugurăm această zonă modernizată. Suntem la un eveniment care ne mulțumește și ne crea un centru, ne conturează un centru deosebit al municipiului nostru, această esplanadă pietonală. Faptul că s-a găsit o soluție în care să fie și parcări pentru o serie de instituții din zonă și o serie de evenimente care pot fi și îl fericit pe domnul primar pentru această, să spunem, dublă utilizare acestei zone, dă contur centrului municipiului. A fost o perioadă de deranj, dar n-a fost chiar în sensul în care a creat mari probleme. Da, mulțumesc, felicitări domnului primar pentru investiția pe care o inaugurați astăzi. Sigur, ne dorim cât mai multe lucrări de acest gen la nivelul municipiului și la nivelul județului Suceava. Ce vreau să vă spun este Consiliul Județean Suceava va reface din fonduri proprii aleea de la intrarea C în clădire ca să definitiveze această investiție. Încă o dată felicitări și așteptăm cât mai multe investiții de acest gen. Investiția a fost executată de firma botoșăneană Victor Construct și s-a încheiat cu aproape 2 luni mai repede decât stipula contractul. Printre altele, zona a fost placată cu granit gros de 8 cm importat din China. De asemenea, la capete au fost montați stâlpi acționați electric pentru restricționarea circulației rutiere. Primarul Lungu a spus că proiectul prevedea ca, la final, zona să devină una pietonală. Însă, acest lucru nu a fost posibil din cauza traficului aglomerat din centru și a faptului că parcările subterane sunt mereu pline. Proiectul de modernizare a costat 3 milioane de lei și a fost finanțat de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, dar și din bani publici.